Bilete la pariuri sportive pentru azi plasate la Superbet, Betano sau Getbet, așadar bilete adunate de prin grupurile de pariuri sportive de la cei mai buni pariori, dar și biletul zilei, bineînțeles, alături de pontul zilei. Începem cu primul bilet de la Modrojan, dragi prieteni, așa arată biletul lui Modrojan, seria o aveți aici jos, o cotă destul de mare, ca de obicei, așa cum le face el. Cei care nu l cunoașteți, puteți accesa secțiunea podcasturi, vedeți acolo cum a câștigat uh, Modrojan sume fabuloase. Continuăm cu un bilet de la Gică Piranu, cotă 231, tot superbet. Seria biletului aveți în fața ochilor chiar acum. Adrian Ilie nu putea lipsi de pe biletul nostru, de pe clipul nostru de fapt, așa arată a, biletul său. Tot la Superbet, miza va aparține seria o aveți aici în stânga 994 și așa mai departe, da. Georgescu Gabriel, un alt parior foarte agresiv, miza mică, câștigă foarte, foarte mare, cu asta se ocupă, chiar dacă a început 1-2 meciuri. Vedeți, de la ora 19 începe grosul acestui bilet. Seria o aveți aici, în stânga scrisă. Continuăm cu biletul zilei. A, biletul meu, vorbind despre Vancouver, care face deplasarea la ultimul loc din clasament, Colorado Rapid, o echipă care acolo acordă a treia cea mai mare medie de cornere din America, 5,72 galbene pe meci. Așadar, Vancouver ocupa locul 8 și este a doua cea mai bună echipă când vine vorba de obținut lovituri de colți cu o medie de 6,53. În ultimul meci, Direct a surclasat-o cu 13-1 la capitolul cornere. Mă aștept uh, și azi fie să aibă mai multe cornere fie să fie egalitate, de aceea am preferat acel de handicap plus 1. Practic e un fel de X2 la cornere pentru Vancouver. Și uh, avem uh, un meci de cupă din Norvegia, fotbal feminin, acolo unde Roa întâlnește Hone, fost fostă colegă de uh, divizie inferioară, care anul trecut, pe când era în liga secundă, Roa a surclasat-o cu 8-0 e o diferență foarte mare între prima și a doua ligă la fotbal feminin așa că mă aștept la cel puțin a, 4 goluri în meci pontul zile este Vancouver X2 la cornere da? continuăm cu un bilet de la Mateus cu cotă 394 seria biletului aveți în fața ochilor și de la Simona Aldea două bilete la GetBet prima parte a biletului arată așa a doua parte puteți spune stop dacă o prea repede și așa arată biletul cotă 4256 al Simonei continuăm cu al doilea bilet de la Simona și totodată al ultimul dragi prieteni nu uitați pariați responsabil pariați cu cap iar dacă vă place ceea ce fac abonați-vă la canal totul este gratuit pentru a primi notificări trebuie să activați clopoțelul eu am fost Nicolae Vasile. Nu uitați, pare responsabil. Pare cu cap.